domnul primar de la Soraia, Vasile Grosu? Nu mai aveți susținerea dumnealui? O să apară în curând și chiar acum mă uitam să găsim un mic loc aici, dar o să apară în curând. Am văzut că i s-a schimbat plăcuța, trebuia să stea la masă cu noastră și am văzut că i s-a schimbat plăcuța și... Dar nu neapărat. Plăcuțele erau puse pur și simplu, aveam plăcuțe făcute pentru toată lumea, pentru că am hotărât să facem această acțiune acum 2 zile și dumneavoastră știți că în zona de administrație sunt probleme curente care nu pot fi oporite. Avem primari care sunt plecați din localitate. De exemplu, domnul Vacinski nu este acum la ora aceasta, nu mai este în Focșani și mi-a spus de ieri. Îmi doream să fie toată lumea aici, dar din păcate realitatea ne arată că nu. Mai avem și primari care au stat 4 ani într-un partid și după aia au plecat... în alt partid cu 2-3 săptămâni de alegeri, cum e cazul domnului Gros. Nu în timpul exercițiului mandatului. Nu în mandatul. S-a întors la partidul lui. Nu, dar nu este vorba. Eu, dacă, în general, la administrația locală nu este posibil, pentru că nu poți să demit. Eu vorbeam în special de zona parlamentară, unde acest lucru încă este posibil. Știți că în zona aleșilor din administrație acest lucru nu este posibil. Nu vorbesc din viceprimari, unde acolo se pierde sprijinul politic și practic pierzi mandatul. Și pur și simplu, aceste lucruri nu se întâmplă. Aceste lucruri în zona administrației locale se pot întâmpla în această perioadă între două alegeri. Deci să înțelegem că și primarul Grosu vă este alături, așa cum sunt ceilalți primari prezenți de față. Eu, în discuțiile care le-am avut cu dânsul, am avut această discuție și sprijinul dânsului nu s-a pus niciodată la îndoială. Vom vedea, suntem într-o competiție și... Cum veți colabora cu primarii PD în colegiul dumneavoastră? Am fost, pentru că sunt un om civilizat, am fost și am discutat cu ambii primari din colegiul nostru, adică vorbesc de domnul Chirilă de la Biliești și de domnul Costolache de la Țifești. Am fost, am vorbit cu dumneavoastră, pentru că mi se pare o chestie de minimă civilizație, să le spui că vei veni la dânsii în comună și că îți vei duce lupta care ai de dus. Iar dânsii m-au asigurat că, din punct de vedere al corectitudinei și din punct de vedere al onestității, nu este niciun fel de problemă. Deci noi ne vom duce și acolo, pentru că este un loc public, un spațiu public, în fost și la urma urmei, ne vom duce și acolo, dar eu sunt convins că în aceste două localități nu vom avea niciun fel de problemă, chiar dacă autoritățile locale nu sunt din cadrul Uniunii Social-Liberale. Îți pare o chestie absolut decentă și cred că se vor comporta gata. Iar eu i-am cunoscut mai bine, zis că nu-i cunoșteam dinainte foarte bine. Ne-am cunoscut, am stat mai mult de o oră de vorbă cu fiecare dintre noi și sunt niște oameni absolut, absolut în regulă. Se pare. Ce vreți să faceți o afacere? Acum un an și jumătate, când am decis să intru în politică, am luat o firmă de consultanță și am externalizat managementul de la firmele mele. Este ceea ce cred că trebuie să facă orice manager, pentru că eu, facultatea care am terminat, este management. Și am predat în timp de un an și jumătate, în mod gradual, am predat managementul firmelor mele către această firmă care este specializată în așa ceva.